Racii sper că până în momentul de față și dacă nu mai au timp până pe 7 martie să-și facă schimbările acelea pe care ei le știu că le-au de făcut și le simt, care de fapt să-și desfacă funia aceea care este legată de picior. Știi, funia care e legată de picior, de un stâlp, dar de fapt care nu are nod, care aparent are un nod și să... E doar în capul lor. E în capul lor, da, exact. Și să încerce să-și facă curaj, pentru că urmează un an foarte bun, cu direcții mai înalte față de ce știe racul, mai domestic, știi, racul e mai casnic. Și nu prea visează la lucruri foarte mărețe, dar este un an de carieră, atenție, și pentru ei foarte bun, pentru a-și pune în exploatare vocațiile, pentru a învăța, pentru a da niște examene mai grele pe care mulți care au terminat, eu știu, de exemplu, îți dau un exemplu, facultatea de drept sau o medicină, nu și le-au dat. Nu s-au dus mai departe. Acum nu și-au dat. Să poate să termine. Acum este momentul să dea examenele acelea mai îndrăznețe, să intre într-un minister, să dea un examen de limbă din acelea grele care, eu știu, nu le permit să plece sau să ia un anumit interviu. Să-și facă curaj. Și nu în ultimul rând pot călători.